Deci, vezi, vezi, este spectaculos așa cum am sesizat cum merg lucrurile. Așadar, dacă ar fi 6 copii, și cu asta mă opresc, 6 copii, punem tu câte variante am organizat. Deci aici va fi originat 120, poate, nu? Da. 120 sau 140. 130. 5 ori 2, 10, 4 ori 5, 120, da. Acum, 6 copii, câți crezi că va, câți vom prinde cei 6 copii? Cu 120 ori 6. 120 ori 6, sigur că da. Va însemna 120 ori 6. Va însemna 1200. Nu, atenție. 06. 060. Da. 6 ori 2. 6 ori 2. 12. 1 păstrăm. 1 ori 6, 6 și cu 7. 720 de variante de rânduri cu 6 copii. Colosal! Nu ne-am fi putut gândi niciodată că așa este. Nu-ți venea să crezi că e așa. Deci, este nemaipomenit câte variante. Cu alte cuvinte, dacă vrei să generezi toate numerele, iată încă o problemă frumoasă. În loc să spun de rânduri, aș spune așa, cu 4 cifre, câte variante de numere putem organiza? Cu 4 numere. Cu 4 cifre putem organiza 24 de numere. Cu 4 cifre. Da? Cu 3 cifre, câte variante de numere putem organiza? 6. Da? Iată, aceste lucruri merită știute, pentru că pot să apară probleme de acestea. Ca trainer de mână, domn profesor. Da? Acolo deci face una. Ei, mai diferite că strângeri de mână. Nu, pentru că e același lucru. Pentru că celălalt nu e. Aici, vezi, aici se schimbă, la 3 copii n-am găsit 6 strângeri din mână. Am găsit numai 3. Că erau 1 și cu 2. Aici e mult mai rapid, sunt mult mai multe. Că schimb, contează și ordinea astor 2 de aici. Contează și strângerile din mână, cine cu cine. Deci este mai dificil, mai interesant decât mai multe sunt. Cu alte cuvinte, această problemă pare mai dificilă. Și acum să vedem, sigur, mă bucur foarte mult că am avut șansa să fac această discuție cu tine. Problema aceasta este spectaculoasă, este nemaipomenită. Și vreau neapărat acum să vedem o altă problemuță care e pregătit totul. Ia să văd care este problema. Când Draș a împlinit 8 ani, vârsta tatălui era de 5 ori mai mare. Dacă acum tatăl are 46 de ani, câți ani are Draș? Deci cum spune? Când Draș a împlinit 8 ani, vârsta tatălui era de 5 ori mai mare. La 8 ani, vârsta tatălui de tatăl de 5 ori. 8 ori 5. De 5 ori. Să puteți scrieți 8 ori 5. 8 ori 5. 8 ori 5 era 40. Mă, tatăl avea, da, 40 de ani. Egal 40 ani. Bun. Acum, dacă tatăl acum are 46 de ani, câți ani are Rareș? Dacă tatăl acum are 46 de ani, se crește cu 6, da? Și 8 plus 6 va da 14. E simplu, e simplu. Da. Și așa, asta a fost foarte probleme, foarte rapid, că el a simțit că era se întâmplase asta. Și da, a zis măcar, da, să facă ceva. Da, da, da. Mai are 5 cutii cu creion. Deci 8 și cu 4, 8 și cu 6, 14 ani. Da. Altă întrebare? Mihai are 5 cutii cu creioane. În a 3-a și a 5-a, în a 5-a cutie sunt câte 8 creioane. În a 2-a sunt de două ori mai multe decât în a 3-a. Și cu 4 mai puține decât în prima. Deci mai citești cutie. Odată. Mai citești odată. În a 3-a și a 5-a cutie sunt câte 5 creioane. A 3-a și a 5-a. Deci în a 3-a. În a 3-a și a 8-a sunt 8 creioane. Ia să vedem.
Eu trebuie să citesc. În a cincea și a treia sunt 8 creioane. În a cincea cutie și... Nu. Mihai, are 5 cutie sunt 8 creioane. Așa. În a treia și a cincea cutie sunt câte 8 creioane. Deci aici 8. Și aici 8, da? 8 și 8. Așa. Deci în a treia și a cincea sunt câte 8. În a doua sunt de două ori mai multe decât în a treia cutie. În a? Doua. Doua sunt de trei ori mai multe decât? De două ori. Mai mult decât? 8 ori 2 este egal cu... Deci la treia zi, nu? Da. Sunt 16. Corect. Și? Și cu 4 mai puține decât în prima cutie. Și cu 4 mai puține decât în prima cutie. Prima cutie are 16 plus 4. Așa. Deci dacă este cu 4 mai puține, prima cutie are 16 plus 4, adică pui tu 20. 20. Câte creioane sunt în total dacă în partea, în patra cutie sunt un sfert din numărul creioanele din prima cutie? Deci dacă în a patra... Un sfert. 20 împărțit la 4, 5. Sunt un sfert din cât? Din? Sunt sfert din prima cutie. Așa. 20 împărțit la 4, 5. 5. Așa cum trebuie să aflăm. 8 plus 8, 16. Și câte sunt în total, da? Da. Da. Deci câte cutii sunt în total? Și câte creioane sunt în total? Da. Finalul este că tu ai gândit foarte bine, problemele sunt aranjat foarte bine. Așa că suma asta este o treabă foarte simplă. Deci, dragilor, nu putem spune decât un singur lucru. 38. Este în mână și mă bucur că am avut că așa discuția asta cu tine. Este 37. 37, corect. Dar nu cred că 37. Ia să văd. Păi, 16 plus 16 va da 32. Aha. Da, și cu 20. 32 și cu 5. 37. Și? Și cu 20. Și 20, am uitat. Aha. Așa. Aha. 57. 57. 57. Foarte, foarte bine. Mă bucur. Ne oprim aici, nu? Da. Așa, ca să... La revedere, s-am uitat.